Grupurile de acțiune locală vor fi în continuare sprijinite pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală, ținând cont de nevoile identificate în teritoriu. Este asigurarea dată de ministrul Oros în cadrul întâlnirii internaționale de la Eforie Nord cu reprezentanții galurilor. Mai mult, demnitarul a reiterat parteneriatele extrem de importante pe care aceste entități structurare le au cu MEADR pentru dezvoltarea zonelor rurale din România. Printre mesajele frumoase și de-a dreptul optimiste se numără și cel lansat de directorul AFIR. Citez: grupurile de acțiune locală trebuie să devină un pivot pentru perioada următoare și să contribuie la punerea în valoare a satului românesc. Pentru cei care sunteți interesați de oportunitățile aduse de galuri, toate detaliile le găsiți pe larg dacă intrați pe site-ul nostru agro-tv.ro, unde aveți și alte știri interesante despre starea actuală în care se află industria agricolă.